99,1 FM. Nu te mai vrea plapuma? N-ai loc de pernă în pat? Nu te mai ajută cafeaua? Molnar și Ovi îți arată partea plină a paharului. Bună dimineața, Arad! Bună dimineața, arădeni! Începe Aradul Matinal, singurul morning show provincial cu Molnar și Ovi. Bună. Și în această dimineață și cu Oana Zăldi. Bună dimineața, băieți. Bună dimineața. Băieții veseli. Hei, peste tot veseli și triști nici când. Amândoi sunt în verde îmbrăcat. Vezi? Verde. Bine, sunt două nuanțe total diferite de verde. Zic despre albastru. Al tău. Da. Eu îmi verde de brad natural. Ca doi frățiori. Cine nu are verde? Ce drăguț. Ce frumos. Wow. Da, Oana, primire. V-ați trezit? Da, ce se întâmplă? Mă simt foarte energic. Da. Vezi că nu ai zahăr. Da, am văzut. Mulțumesc. Văzut? Da. Vreau să vă anunț din prima și din prima primelor faptul că astăzi este ziua persoanelor rebele. Da? Deci astăzi we go wild. Punct. Îmi place. Până we aici a fost. Wild. Păi, opunerii față de ideile celorlalți. Adică să fii, asta-i? Domnule, altfel. Cam așa ar fi, cam index? Nu un dex, nu vrei să fie pe Ministerul Culturii Române. Nu, dar așa a sunat, da, rebel. Da, chiar e scurioasă. Yeah. Să știi că nu e o idee rea deloc. Noi care lucrăm cu cuvinte. Cu cuvinte. Da. Cu cuvintele cu tale. Da. Cu. Să ne mai uităm așa din când în când, să vedem acolo. La ce? La semnificația cuvintelor. Ah. No, stai, că unii, e cu profunzime acum, nu da. Sunt încă pe... Ah, rebel, da. Așa sună acum, așa sună fain, așa ca... Băi, oricum rebel la 40 de ani față de rebel la 15 e un concept total diferit, dar zic ideea că e... Zic că chestie de vârstă, să știi. Păi ce rebel ești atunci sau ce idei de rebeliune ai atunci sau la ce înseamnă pentru tine? La 40 se poate să fii și mai mult. E foarte posibil, am zis doar că sunt diferite, n-am zis că da, cu înaintarea în vârstă ești mai... Despre ce vorbiți? Nu știu, încercăm să ne trezim, hai încercăm. Este ziua în care vorbim despre ce vrem noi, cum vrem noi și suntem și diferiți, punct. Da. Și luni, da. Dar simți că luni, e luni? Oh, simți. Mai ales cu vremea de afară, da, am simțit serio? De... Da, era să mă întorc înapoi. Da, adică? Nu, adică e când am ieșit afară și am văzut. Când plouă, îți dai seama că spune? Nu ai, Mihai, te noi ăștia cu plete în vânt, deci băteau în vânt, deci orice, orice încercare și tentativa mea de a-mi face oarecum părul a dispărut în vântul acela, nu vreau, deci n-are rost. M-a și sunat Oana că ești aici, zic, da, sunt aici, știi, suflă vânții afară, eram înăuntru. Da, se spune, mamă, doi la Oana îi spune, nu, n-am ajuns, încă mai așteptam, vreo 8 minute mai durează până ajuns. Era ca ceva. Să mă asigur. Da. E totul ok. Da. Deci voi sunteți bine? Okay. Totul voi e ok? Sunteți bine. Voi sunteți noi, bine? Noi suntem bine și chiar aș dori să aduc mulțumiri domnului doctor Căpățână și doamnelor Angela Iovanuț și Loredana Hănciuta. Sau Hănciuța, sper că am doamnelor, salutăm, vă salutăm, domnul doctor, bună dimineața tuturor. Vă mulțumim. Da. A avut grijă de voi? A avut grijă, ne-au și scris dacă suntem bine. Da? Da. Da. Am avut tratament preferențial, medici, da? Să spunem așa. Așa. Da. Și au dat seama cât de important este să ai o emisiune matinală. Și să auzi așa doi domni și o doamnă. Da, da. Da, dar ne-au comunicat, da. Da. Și au părere bună despre noi. Și ne-au zis că am fost cei mai veseli. Mi se pare absolut corect. Cei mai veseli. Da. Da, da. Bine, eram și printre cei mai tineri, dar lasă-o acolo. Atunci. Atunci. Dar nu știu ce a fost înainte și nu după. Da. Da. Dar oricum, noi am fost veseli. Noi am fost pe elementul nostru. Cum ai zis? Ce zi astăzi? Cum ziceai? Ce zi astăzi? Astăzi este ziua rebeliunii. Da, persoanelor rebele ar opune față de alte idei. Deci pe lângă felicitări pentru că am fost atât de viteji, evident că ne-am luat și hate-ul de rigoare. Da, na, putea să... Nu puteai fără hate-ul de rigoare. Da. Și m-am văzut că există câteva persoane care chiar m-am uitat pe wall-ul lor
Uh-huh. Și au existat câteva voci mai răutăcioase care spuneau că, dar de ce nu lăsați loc persoanelor peste 65 de ani sau minuni sau persoanelor care sunt mai expuse sau ceva de genul ăsta? Da. Și m-am uitat un pic pe bolul unora dintre ei. Majoritatea aveau bolul ascuns, adică doar prietenii, dar erau câțiva care mai aveau vizibil anumite lucruri pe pagina de socializare. Și am constatat cu stupoare că am găsit două persoane care au aruncat în, nu numai în noi, și ci în, ci în alți colegi din presă, că de ce se vaccinează presa, mass media și nu se lasă pe alții, în ideea în care are postări antivaccin. Și stăteam și mă gândeam, și acum facem doar un exercițiu de imaginație, atenție, e doar un exercițiu de imaginație, ce-i în mintea acelei persoane, adică postează și convinge lumea să nu se vaccineze și în același timp cum ar veni, îi disprețuiește pe cei care s-au vaccinat din alte instituții în defavoarea persoanelor mai vârstnice. Adică persoanele vârstnice sunt ok să se vaccineze? Da. Bine, da, nu. De adică, ce analizezi așa în profunzime? Da, e foarte profund de mine. Nu. Încerc să înțeleg nu, fenomenul. Sunt hater prin definiție și tot, nu mai are nicio logică. Ei sunt potriva adică, noastră sau altfel. Adică de la antivaccin am ajuns la chestia aia, tu de ce te-ai vaccinat, de ce nu l-ai lăsat pe celălalt? Faceți-mă să înțeleg. Orice neregularitate legată de vaccin este taxată. Deci orice neregularitate a lor, din partea lor, nu contează că e logică sau nu. Da, să zic că oricum sunteți toți niște nebuni că v-ați vaccinat. Nu, ci orice neregularitate. L-a văzut pe unul fără mască, s-au pus masca numai pe gură, acolo. A, uite. Da, și probabil deci, dacă va apărea un alt subiect, va fi, se va lega de subiectul și respectiv. Și răspunsul nostru este, întrebați guvernanții, dragii noștri, de ce? Da, că de nu ce ne-am au dus inclus, noi, da, de ce au inclus presa? Da. Eu mi-am cam dat seama de ce au inclus presa, pentru că, de exemplu, și în studioul nostru au fost persoane care au fost direct expuse. Corect. COVID-ului. Da. Așa. Eu, de exemplu, am fost inclusiv la spital să fac materiale și să duc materiale. Da. Adică oamenii din presă, dumneavoastră, de, cei care sunteți cu antivaccin și acum arătați cu degetul că de ce se vaccinează presa, stați acasă sau la serviciu și ascultați știrile primite din mass media sau vă uitați la știrile primite din mass media din partea unor oameni care se expun. Păi să amintim care invită în studioul niște oameni care au șanse extraordinar de mari să aibă COVID. Avem inclusiv deci colegi care au COVID. Da, eu asta vreau să spun. Mi-amintesc că colegul nostru, operator Ciprian Petcuț, a fost în prima linie, în primele zile, când a intrat, nu știu, a intrat foarte mulți la oameni din Italia. Da, da, deci el a fost... Da. M-am deci, gândit așa la el, știi? M-am avut așa strângere de inimă. E clar. Țin să vă anunț faptul că eu mi-am postat, ca de altfel și colegul Mihai, pe story o poză sau mai multe și deci am trecut de 1000 și un pic de vizualizări pe story-ul acela cu brațul, dar nu așa de făcut ca și așa. Da. Și am primit... Vreți să mă faceți eroi sau ce? Da, am primit niște... Nu. Păi am primit... Nu, era ca și al domnului Iohannis, trebuie să mai lucrez puțin. Am primit niște hate-uri, dar nu foarte multe. Pentru că probabil am niște prieteni mai simțiți așa, mai firea, mai nu știu, și emotiv, mai cum vrei să-i numești, dar în schimb am privit eu câteva zeci de sad face, de tristețe de asta, știi? Tristețe, dar n-am dat reply la nimic, dar omul... Nici nu o să dăm reply, dar mi se pare aberant ca tu să te lupți împotriva vaccinării, să ai ceva de zis și după aia să vii cu o idee de genul că de ce se vaccinează A când ar trebui să se vaccineze B. Dar hotărăște-te! Exact. Acum, ne vaccinăm sau nu ne vaccinăm din punctul tău de vedere? Deci așa cum suflă vântul, știi? E multă în direcția. În fii atent, omului, din punctul meu de vedere, nu numai la noi, în mai multe țări din Europa, din câte am văzut eu, e o campanie greșită. E o campanie de marketing. Multe spoturi care au fost, mă rog, nu spoturi... Mesaje de interes public. Mesaje, e mai corect, da, interzise, deci au fost scoase. Da, pentru că cineva au gândit acel lucru și... l-au gândit în momentul respectiv, nu mai se potrivește se cu ce. Nu mai se potrivește și păi nu mai e mai ok. Bine să fie scoase, pentru că oricum... Da, dar deja cum ar veni, okay. A pornit avalanșa. Da. Și nu mai poți opri. Și degeaba vii acum, încerci să te speli și cum ar veni să schimbi mesajul, e foarte greu. E foarte greu. Ceea ce mă șochează pe mine... Trebuie schimbat pentru că sunt alte... E altă dinamică, altă etapă. Exact. Dar e nevoie de timp până ce se schimbă. Și ceea ce mă șochează și mai mult pe mine este că deschizi o pagină de socializare, indiferent Facebook, Instagram, orice ar fi minuni, curge hate-ul de antivaccin,
dar curge și lumea, oh, că chip, că nu știu ce, în ideea în care eu vă zic că eu am încercat să plătesc cu brațul vineri seara la alimentară și nu a funcționat. Acum nu știu, sau chipul nu a fost activat, eu zic sau că... POS-ul trebuia updatat și asta a fost o glumă. Da, da. Asta, păi a vezi, glumă. Că... Da, am încercat, da. Vezi că, n-ai, știi, poate ai folosit din greșeală cum sunt pe rețelele astea de socializare acum asta, cum mulțumesc anticipat. Ah, da. Și da, atunci da, probabil n-am din neatenție, poate am spus mulțumim anticipat. Dar n-am spus, și... că m-am gândit, mi-am făcut o analiză interioară și n-am zis așa ceva. Eu n-am simțit chipul oricum. No, asta e. Și ce voiam să zic? Și foarte multe, foarte multă lume cu nu ne vaccinăm, nu ne vaccinăm și în schimb tu nu mai ai loc unde să te înscrii până în martie. Deci am un prieten care s-a înscris acum și a primit programare pe 8 martie. Bine, asta și din cauza faptului că nu sunt destule centre și că nu e un flux atât de mare, știi, că dacă s-ar vaccina, nu știu, 1000 pe zi. E un flux mare, suntem fruntași într-un clasament european. E o contradicție, adică mare hatereală, nu, dar mai mult ca sigur că printre haterii aia există câțiva care deja sunt puns. Posibil, dar oricum, într-adevăr nu mai este loc, dar ritmul de vaccinare nu este unul... pe cum ni l-am dorit noi, știi? Bine, ca acum, și țară, ca și oraș, ca ideea și ce e că Israelul ne-a arătat la toți cum se face, pentru că Israelul, la ora actuală, 40% din populație e vaccinată. Chiar acum, când am pornit spre libertate, radio, în ghinimele. Când am pornit spre radio, de un teatru național, trebuie să consum apă. Te rog, du-te mai încolo un pic, mai da. Da, așa e bine? Da, să ne delimităm foarte mult glumii. Trebuie să spunem la stăpânul să ne aducă Pepsi Glass aici, așa. Trebuie. Ce vreau să spun? Nu știm. Păi, să spui cu că... Israelul, da. Au decis ieri, astăzi, să, să fie, să nu se mai intre în Israel pentru o perioadă de... Da. La polul opus, vă anunț cu... seninătate, să nu zic altfel, faptul că în București lucrurile reintră, păi am zis cu seninătate, nici cu bucurie, nici cu tristețe, cu imparțialitate, faptul că de astăzi se deschid puternic în București restaurante, cafenele, cinematografe, săli de nu știu ce, nebunii. Serios? De astăzi. De astăzi. Eu nu știu, am intrat pe agenții de presă și am slab. Slab, uite-te, vezi, restaurante, teatre, cinematografe, 30% din capacitate, 30%. Dar se redeschid toate. Ca să știți, mai răsară soarele și pe acolo, pe la București. Soarele răsare. Ce piesă era aia? Era 3 studenți. Ah, da, exact. 3 studenți știi și că a murit mama lui Mihai Budeanu. Nu. Da. Nu știam. Chiar în weekendul acesta, așa că, Mihăiță, condoleanțe. Asta e greu. După ce omul a fost și diagnosticat pozitiv, abia a trecut peste el, acum încă un șut. Dar își va reveni el și 300 vor încânta din nou sufletele. Da, sigur, sigur. Da. No, deci din astea se întâmplă. Apropo, în weekend a fost chef. Jandarmeria a intervenit. Mă gândeam că la tine pe undeva. Nu, a fost chef. Am colegii de pe TV Arad au prins la știrea. Și pe noi, dacă e. Erau 20 de persoane într-un chef de apartament. Întrebarea mea este extraordinar de simplă. Din moment ce nu ai voie să ții chefuri 20 de persoane într-un apartament, de ce poți intra mai mult de 20 de persoane într-un hipermarket? De ce poți să-i sufli în ceafa celuilalt într-un hipermarket și de ce poți intra într-un hipermarket de parcă lumea s-ar învârti normal? Pentru că nu se învârte normal. Te rog să pentru mine este un chin să intru într-un hipermarket aici, la ora actuală. Aici, oricât aș vrea să fiu... Giga contra? Nu, să nu fiu... Tot suntem, da, suntem departe. În magazine oamenii nu știu, ne comportăm... vorba de oameni. Nu e vorba numai de oameni, e vorba de numărul de persoane care pot intra deodată. Da, și uite, filarmonica, uite, un simplu exemplu. Da? Unde este teatru. Teatru, exact, unde este o clădire spațioasă. Se și poate... unde oamenii nu se mișcă. Exact. Am vorbit în weekend cu directorul teatrului Maigriar, Comora Sinhas din Arad, cu Topos Toerner și l-am întrebat când ați avut spectacol, cum a fost. Și zis, cum să fie? La 30% de capacitate, noi jucam o comedie, un musical comedie și lumea stătea cu mască.
Habar n-aveai, schițează un zâmbet, râde, ce face, cum face. Gândește-te cum s-au simțit actorii. Zice, ok, pe la minutul 50 și ceva deja au început în hoote, dar contează și la început. Da, reacția. Să simți publicul. Da, să simți, evident, voi, de-aia este. Da. Altfel o faci online, știi? Și într-o ești... sală semigoală, că la o capacitate de 30%. Da, nu e ofertant pentru, pentru artiști. Bun, și pentru dar putem care... merge în hipermarket și putem să ne împingem ca la raliu, putem să stăm cât vrem și putem să pipăim lucrurile unul după celălalt. Ce ne tare. Mai și lingem pe deget, că poate hârtia aia, folia aia nu se desface. Ce frumos! Când mergem toți? Dar să știi! Hai să mergem toți hai la shopping. Mergem și cu o cameră. Dar de ce? Nu, n-ai voie. N-ai voie. Pot să vă conduc doar cu mașina și să rămân în mașină? Nu. Mersi. Nu. Dar de ce? Am încercat. Nu. Eu am o fobie, aș putea mărturisi în direct. Când începe așa să nu, fie? Nu, în general, de hipermarket, de forfotă, de nebunie, de... Magazinele mari, să știi așa, nu. Cum spuneți, n-am mai intrat de mult, nu mai știu ce doresc de acolo. De fapt, deci eu odată am fost într-un hipermarket de genul ăsta, chiar cu o zi înainte de... De fapt, în ajunul Crăciunului. Da, și mi-am, adică n-am mai reținut. Nu, dar era altă întâmplare. Sau, oricum, înainte de Crăciun cândva. Și, efectiv, nu am mai știut de atâta stres și buimăceală de cap. N-am mai știut unde am lăsat mașina. Și, efectiv, era o vreme cam cum este acum. Și am căutat vreo 15 minute, nu glumesc, fiecare rând, fiecare așa secțiune. Așa era? Era... toată parcarea era full și nu mai știam efectiv în ce zona lăsa mașina, că eu eram așa. De ce n-ai parcat și tu la intrarea magazin cum se parchează în Arad? Nici acolo n-aveam loc, să știi. Era luată. Nu mai știu efectiv că n-am închis mașina. Asta mai ador, mai ales când te duci pe banul mărăcine. Așa stau unii plantați, știi? Știm acest aspect de la așa. M-a oprit un radioascultător, ieșeam dintr-un hipermarket și a zis că uite, mai înainte era, scuză-mă că m-a și oprit și a cerut scuze, că eu vă ascult, dar uite, acum am pățit, vorbit și despre locurile destinate persoanelor cu handicap. Da, știu, că asta eu acum m-am certat cu unul care s-a palantat acolo și eu explicat, bă, dar e locul meu. Și acolo? Pe ăla, dar stau 5 minute, dar nu mă interesează. Da, păi, da, acolo așa e situația, eu, oricum. Bun, deci să ne întoarcem. Singur. Chef în Arad. Unor oameni care chef, au nevoie să fie numai în apropiere. Da, chef în Arad. Era de ce? Unde... ce, de ce? Ce faceți de acum ce o sinteza a weekendului? Fost chef zi de naștere sau ceva de genul ăsta și doi la mână am văzut ceva știre extraordinară că s-a dat live la Predeal sau unde, sau la Bușteni. Da. Corect. Ultima tură pentru schiori pe pârtie, o ieșit destul de urât, cu jandarmii care s-au autosesizat de pe... asta mă... Deci, cum? Pe pârtie, unde știi că e foarte multă lume, jandarmii nu sunt acolo și se autosesizează văzând un live de pe Facebook, adică jandarmii și polițiștii. Treaba lor nu e că din moment ce se știe că pe pârtie e aglomerație, să meargă acolo să vadă dacă sunt respectate normele. Păi, unul la mână, s-au autosesizat. Doi la mână, au fost chef noaptea într-un club. Tot acolo. Da, dar oricum ei sunt foarte mult pe rețele de socializare polițiștii și oricum văd, știi? Am văzut și eu mișcare în presă și acum o să fiu un pic rău. Există câteva publicații online, care au lansat ideea că ei nu se vaccinează pentru că lasă loc altora. Eu din câte mi-amintesc prin anii 90-2000, spre 2000 și când lucram în presă, eu trebuia să umblu extraordinar de mult pe teren, eu trebuia să țin contactul cu purtătorii de cuvânt, să am cunoștințe aproape în toate instituțiile din acel județ. Ca să aflu știrea, trebuie să mă duc la ședințe, să mă închid în camere cum ar veni mai mari, unde erau ședințele cu 20-30 de persoane, ce se întâmplă și la ședințele de consiliu local, unde eu nu am controlul cu cine mă întâlnesc și acele persoane cu cine s-au întâlnit sau dacă au fost expus sau nu COVID-ului. Și am văzut că există o mișcare în care unii au anunțat, inclusiv în Arad există o publicație, dar nu despre ei vorbim, care au zis că ei nu se vaccinează și au renunțat, ceea ce e un gest extraordinar de frumos, și eu am ajuns la concluzia pentru că se lucrează de acasă. Ceea ce e frumos, dacă tu nu ești expus și lucrezi de acasă, faci asta. Dar au venit haterii, că iară s-a aruncat bulgărele de zăpadă, a venit o altă nișă care a zis, dacă presa nici nu ar trebui în minuni și ne reîntoarcem la discuția de la începutul emisiunii. Pe vremea mea, repet, când am făcut și eu jurnalist, trebuia să te întâlnești cu foarte multă lume. Am înțeles că acum nu mai e, că e online-ul. În schimb, sunt pe niște grupuri pe WhatsApp ale unor instituții și, de exemplu, dacă se anunță un eveniment
Există jurnaliști care după nici 30 de secunde scriu poze aveți. Da. Și gata. Ceea ce pentru mine este destul de ciudat, pentru că tu în calitate de jurnalist, ok că te aștepți la poze. Și la un moment dat, acum câteva săptămâni, care a fost o polemică pe tema asta, că nu, atunci prima dată nu salvăm omul, facem poze și după aia... Păi, deci aici s-a ajuns. Da. Și atunci vin alții care sar cu curul în sus, cum s-ar spune, că de ce se vaccinează presa. Da, ăia, jos cu pălăria pentru cei care nu se vaccinează și se expun parțial, dar nu poți să ai aceeași așteptare de la anumite persoane care sunt pe teren, care își aduc invitați, care nu numai sună. Prea puțin se mai face așa presă pe teren, probabil la nivel național. Uite că la noi se lucrează pe teren, cum ziceai și tu, cameramanii noștri, da, plecați pe teren, sunt avem situații, dar nu ca înainte, pentru că și aici e altfel, s-a schimbat. Adică plecai dimineața, veneai seara, cam asta era ritmul și parcă făceam atunci mai multe materiale, nu știu, erau... Asta e altfel. Important este că, fără chefuri, dar avem voie să facem chef în hipermarket, ne-am dat seama. Noi avem voie să facem chef aici? Nu. Păi? Noi trei! Dar suntem trei, uite, tu stai într-un colț, eu n-am. Nu vreau eu, că n-am chef să fac chef. E pus pe manifest astăzi, da, voi ați zis că e ziua aia. Deci nu putem. Astăzi e, omul e diferit astăzi. Astăzi voi, man, așa au început Ovi. Aole, da, zi. Dar tu crezi că oamenii aole, care ne ascultă vor atât de mult să fim atât de... Vor să se simt. Și crezi că nu s-au simțit bine. Vedeți că mâine vă anunț că este ziua soțului. Deci atenție, no, foarte bine. Mare. Așa. E clar. Mâine bun. O fi party. Bine, atunci fie. Vă mulțumim pentru susținere. Mulțumim doamnelor asistente și doctorului Căpățână pentru tratație. Ne vedem. Și n-am avut tratație specială, curând. Dar ne vedem curând și mulțumim pentru amabilitate și răbdare că ne-au explicat lucrurile. Da. Da, și noi vă spunem bună dimineața. Niața la microfoane Oana, Ovi și Molnar. La Morning Show, cum singurul morning show provincial. Provincial. Radio Arad 99,1 FM.